Salut, sunt Otto de la Miere TVO, iar astăzi vedem cum arată 100 de calorii ediția cu fructe. Fructele sunt extrem de sănătoase, fiind bogate în vitamine și minerale, însă și acestea îngrașă. Așa că aveți grijă ce fructe și câte fructe mâncați zilnic. Imediat vă voi arăta diverse fructe pe care le-am găsit în supermarket, unele mai bogate în calorii, altele cu mai puține calorii. Precizez că este luna ianuarie și nu am găsit decât 11 tipuri de fructe. Mai întâi le voi decoji și apoi le voi cântări, pentru că la unele fructe coaja nu este comestibilă și poate să cântărească cât jumătate din fruct. Haideți să începem! Ați văzut și voi ce diferență mare de volum poate să fie între fructe. De aceea trebuie să fim atenți, pentru că de multe ori fructele pot face diferența între a slăbi sau a te îngrășa, oricât de sănătos ai mânca. Dacă v-a plăcut acest clip, apăsați pe butonul de like. Nu uitați să vă abonați pentru a urmări în continuare progresul meu de a slăbi 50 de kilograme. Acest lucru mă motivează foarte mult să slăbesc și să fac mai multe clipuri pentru voi. Vă mulțumesc de vizionare, până data viitoare, rămâneți motivați, ciao! Yeah. I rap with a passion, yeah, I got it in me. I've been waiting quite a long time for y'all to hear me. It's about damn time you put some stock into me. You're either sponsoring me or fucking bothering me. And the fact is, we just practice on this madness. That is why your status is like a canvas. Chances are advancement is enhancing. And this new expansion's like a mansion. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out and my high progress. I'ma rip this shit.